Veterinarii au instituit zone de protecție pe o rază de 3 km și de supraveghere pe o rază de 10 km în jurul focarului, pentru a evita înmulțirea cazurilor de rabie la animale și transmiterea virusului la om. Au fost înștiințați și medicii de la Direcția de Sănătate Publică Argeș. Toți cei care au venit în contact cu animalul au umblat, practic au sancționat carnea pentru a merge la incinerare. Încă putea să transporte mai ușor, au fost identificați și vor fi sub tratament. De la începutul acestui an, în Argeș au fost confirmate 16 focare de rabie, dintre care 13 la animale sălbatice și 3 la animale domestice. În prezent mai sunt active 5 focare, cel din Corbi, la Recea, Aninoasa, Vedea și Bârla, toate la vulpi din fondurile de vânătoare. În toate localitățile au fost luate măsuri pentru a preveni răspândirea bolii.